Dragii noștri, sperăm să nu vă sperie poza care apare pe ecran și ne-am dorit din toată inima ca ea să nu fie adevărată. Da, am vorbit despre familie, am vorbit despre slujitori, am dialogat cu bune și mai puțin bune, dar ne-am dat seama că nu putem vorbi despre viață fără să nu luăm în calcul și biserica. În seara aceasta am invitat împreună cu mine câțiva colegi, avem doi colegi în studio, avem un coleg care este la distanță și cum vă dați seama o să vorbim puțin despre viitorul bisericii. Vrem să vedem împreună dacă este chiar negru cum apare acolo sau este auriu cum ne place nouă să fie. Bună seara tuturor, mulțumim încă o dată că ne primiți în casele dumneavoastră, încă o dată sperăm să intrăm în sufletul dumneavoastră și chiar am vrea, în ciuda întrebărilor și răspunsurilor, frământărilor, la final să vă lăsăm pace în suflet, sigur nu pacea noastră, ci pacea lui Hristos care întrece orice pricepere. Vreau să mulțumesc în seara aceasta și să-i spun bun venit lui Emanuel Răduț, care este de la Craiova și este împreună cu noi. Mulțumesc că ai răspuns invitației. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, vă salut și pe dumneavoastră și pe colegii de platou. Așa cum vă dați seama, după câte cărți are în spate, el este istoricul care stă în seara aceasta împreună cu noi. Apoi avem teologul, avem pe Teo Col, da, care el și arată ca teolog și a venit aici să vedem cu Scriptura. S-ar putea tu din Scriptură să aduci o perspectivă mai aurie, deci vezi ce faci cu noi seara aceasta. Îți mulțumesc că ai răspuns invitație, bine ai venit. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru că m-ați invitat. Sunt Teo Colda, de 12 ani slujesc în Biserica Golgota din București și în același timp și la seminar ca și partea corpului academic. Băi, am zis eu că tu ești cu teologia cu asta. Eu o să fiu cu un fel de ologie, nu știu ce, și ca să fim doi la doi, l-am invitat și pe Marius Silveșan, care stă pe scaunul istoricului și el în seara aceasta. Bine ai venit, Marius! Bine v-am găsit, bine v-am găsit și pe cei care ne urmăriți. Bună seara și permiteți-mi să vă spun câteva lucruri despre mine. Așa cum a spus și domnul pastor Viorel Iuga, mă numesc Marius Silveșan, sunt istoric, am absolvit istoria, am făcut apoi și o cercetare la doctorat privind relația biserică-stat. Sunt căsătorit cu Tabita și pe un avem doi copii, un băiat, Ioan Albert, și o fetiță, Aurora Emanuela. Spune-ne din perspectiva biblică, biserica a început. Mulțumită harului lui Dumnezeu adus prin Domnul Iisus Hristos, biserica are un început și noi credem că biserica nu are sfârșit. Dar dacă vorbim despre biserica pe pământ, spune-ne ceva despre biserică. Sunt multe de spus despre biserică. În perioada asta ce mi-a stăruit în minte a fost versetul pe care l-avem în Scriptură din discuția Domnului Iisus cu Petru, în care spune: tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și asta cumva este asigurarea noastră în orice timp, în orice eră prin care trece biserica. Biserica se uită în viitor, în ciuda prezentului, la biruința pe care Domnul Iisus Hristos deja a anunțat-o. Bun, dar din perspectiva mea, scuză-mă că acum ați deschis cu tine, nu? Când tu îmi spui, biserica este a mea, vorbește Iisus Hristos care are toată puterea în cer și pe pământ, biserica este a mea, nici măcar iadul nu o va birui, nu am cumva senzația să spun, păi, biserica a plecat pe un drum ascendent, nu mai oprește nimeni niciodată, toată forța înainte, din biruință în biruință până în gloria finală. Da, cred că este un drum ascendent, depinde cum îl percepem noi. Pentru că adesea experiențele prin care trecem fiecare și bisericile de altfel pot să altereze într-un mod bun sau rău modul în care privim evoluția bisericii. Dar prin orice ar trece biserica, cred că este într-adevăr un trend ascendent. Și din cauza faptului că este biserica Domnului, este biserica noastră, fiecare suntem pentru o vreme în viața și în istoria bisericii, acela care este constant este Domnul Iisus Hristos. Desigur că putem să ne gândim la viitor, să ne întrebăm cum va fi, ce va fi. Și aici din nou Domnul Iisus Hristos cumva ne calmează și ne spune: nu-i treaba voastră să știți vremurile, soroacele, viitorul. Până la urmă, biserica a continuat să existe, să lupte, să vestească, bazându-se pe ceea ce a promis Domnul Iisus Hristos. Mie mi-a plăcut foarte mult tabloul bisericii la început. Sigur că am crescut auzind peste tot expresii de genul să ne întoarcem la biserica din trecut. La o vreme mă gândeam și eu la care începuturile bisericii, pentru că dacă mă uit în Scriptură,
dacă vorbim de primele zile ale bisericii, chiar vorbim de o perioadă foarte faină, când oamenii se convertesc cu grămadă, chiar vezi acolo mulțime de preoți vin la credință, dar cât a ținut perioada asta chiar faină, pace și liniște? Dacă ne uităm în Scriptură și în istorie, am putea spune relativ puțin. Și într-adevăr, cineva spunea că biserica, cea mai mare parte din viața bisericii, este purtată între ceea ce numim noi treziri spirituale. Și dacă nu suntem conștienți de lucrul acesta, că trezirile spirituale sunt rare și durează relativ puțin, riscăm să ajungem într-un fel de presie spirituală constantă. Dar, din nou, revin la ce am spus, biruința este asigurată. Și mereu trebuie să revenim la adevărul acesta pe care Domnul Iisus Hristos l-a proclamat, în contextul în care le-a vorbit mereu ucenicilor despre persecuție, despre suferință, despre ură din partea lumii, ură din partea celor apropiați, din familie. Deci acestea sunt cuvinte spuse de Domnul Iisus Hristos pentru ai Lui? Pentru biserică, pentru apostoli, pentru viitorii credincioși. Deci cumva persecuția din fapte, care începe chiar acolo în fapte, da? Exact. Cu persecuția lui Saul și toate celelalte, adică pornită de Saul din Tars, da? N-ar trebui să mă surprindă. Nu. Cel puțin Domnul Iisus i-a avertizat tocmai ca să nu fie surprinși. E adevărat că noi, omenește vorbind, dorim o viață bună. Și pentru că trăim într-o lume modernă în care viața e mult mai simplă decât a bunicilor noștri, de exemplu, sau străbunicilor noștri, reacționăm la suferința altfel, percepem suferința altfel, percepem moartea altfel. Speranța de viață în ultimii ani a crescut foarte mult. Cum spunea cineva, la 50 de ani erai bătrânul satului, albit, cărunt. Mă se întâmplă asta și astăzi, din cauza stresului, dar oricum, viața e percepută altfel astăzi. Nu, Marius, eu mă uitam și mă întrebam. Deci, o perioadă din viață am trăit-o sub... N-am ales eu, așa a fost, am trăit-o într-un alt sistem, da? Da. Apoi Dumnezeu a adus în România, trebuie să recunoaștem. În general vorbim vremuri de pace, de liniște. Mi-am putut alege școala unde am vrut să-mi duc copiii, mi-am putut alege meseria, am putut alege dacă rămân în țară, dacă plec din țară. Îmi investesc banii în ceva, nu-mi investesc banii și la nivel de biserică, am putut alege să facem, mai târziu m-am gândit, ne facem nunțile cum vrem, ne facem botezurile cum vrem, facem întâlnirile tineret, iacă înființăm media creștină, adică facem și noi. Și știi ce mă întrebam? Dacă asta este o normalitate sau este o paranteză în istoria bisericii? O întrebare interesantă. Cred că într-o anumită măsură ar putea fi o paranteză. Deși nu mi-aș dori acest lucru și niciunul dintre noi cred că nu ne-am dorit lucrul acesta. Permiteți-mi să mă întorc puțin în timp și să mă leg de discuția pe care ați avut-o dumneavoastră cu Teocol, da, referitoare la perioada începuturilor și la persecuție. Mă gândeam în timp ce vorbeați la faptul că, iată, începuturile bisericii, din punct de vedere organizațional, permit să fac eu ca istoric o clarificare în sensul că vorbim de biserică din punct de vedere spiritual și de asemenea putem vorbi de biserică ca și instituție. Din punct de vedere spiritual este clar faptul că biserica este a lui Hristos, este a Domnului, a Dumnezeu și trendul nu poate fi decât ascendent. Ascendent în sensul în care îl înțelege Dumnezeu. Bun, dar asta exclude lupta spirituală? Nu exclude lupta spirituală. Nu. Problema, cum o văd eu ca istoric, ar fi în felul următor, că Dumnezeu spune că biserica credincioșii lui, mireasa, trebuie să se înfățișeze înaintea lui curată, sfântă, desăvârșită. Prin urmare, există un proces de purificare până să ajunge acolo. Asta ar fi pe plan spiritual. Din punct de vedere instituțional, vorbim de faptul că însăși perioada de timp în care Domnul Iisus a lucrat pe pământ este cea a Imperiului Roman și vorbim de prima perioadă
Imperiului Roman, vorbim de perioada Principatului și care începe cu Octavian Augustus, dar împăratul, primul împărat și totodată împăratul în timpul căruia se naște Iisus. Dar ce vreau să spun referitor la subiectul nostru și la întrebarea referitoare la persecuție și la celelalte. Faptul că la scurt timp creștinii ajung să fie persecutați de către autoritățile romane, datorită faptului că aveau alte valori. Dar cred că principala problemă consta în faptul că ei nu se închinau împăratului. Aveam la momentul respectiv cultul imperial. Ori creștinii, bazându-se pe porunca divină, au zis că nu există decât un singur Dumnezeu și acel. Păi, Vechiul Testament, Domnul exclusivitate, Noul Testament, Iisus Hristos, împăratul împăraților, Domnul domnilor. Da, problema consta în faptul că ei acceptau stăpânirea pământească doar în limitele ei. În limitele ei, exact, dar în momentul în care interferau cu viața lor de credință, să zic așa, deja avem o separare între direcția pe care aceștia mergeau. Întorcându-mă acum în perioada contemporană, să încerc un răspuns. Dumneavoastră făceați referire la faptul că v-ați născut și ați crescut, ați lucrat într-un sistem, respectiv sistemul comunist, instalat în România după cel de-al doilea război mondial, la mijlocul secolului 20, și iată, la sfârșitul secolului 20, 1989, 1990, ulterior, avem o perioadă de libertate. Întrebarea dumneavoastră era dacă putem considera această perioadă de libertate care o vedem în mai multe țări din lume, nu doar din Europa, ca fiind o paranteză. Întrebarea e complexă, nu știu, posibil să fie o paranteză, în sensul că, într-o anumită măsură, istoria este ciclică. Au fost perioade de persecuție, au fost perioade de libertate, apoi iarăși perioade de persecuție. Cred că, dacă mă gândesc în ansamblu, biserica a avut mai mult perioade de persecuție decât perioade de libertate. Deci, Emanuel, hai că ăștia doi colegii mei chiar m-au încurcat așa, nu știu dacă îmi dau speranță, poate îmi dai tu ceva speranță. Prima mea întrebare este, din câte știi tu istoria bisericii, prima persecuție a fost laică sau religioasă? Și apoi, în decursul istoriei, putem vorbi și de persecuție religioasă pentru oameni religioși și de persecuție laică. Și apoi chestia asta cu paranteza. E normal ca perioada de pace să fie o paranteză sau eu chiar ar trebui să visez că așa cumva în interiorul meu mi-aș dori să fie mai frumos, mai bine, adică atâtea drepturi și libertăți mi-aș dori că nu cred că m-aș opri niciodată. Pe de altă parte mă încurcă niște versete din Scriptură care nu știu ce să fac cu ele. Legat de problema parantezii despre care au vorbit și colegii înainte. Și dacă suntem într-o paranteză acum, eu sper să fie cât mai lungă, măcar în timpul vieții mele și a celor de după mine. Da, cam așa dorim și noi, paranteza mare. Da. În același timp, dacă vorbim de persecuție în dualismul acesta laic și religios, pe de-o parte, prima persecuție din Faptele Apostolilor nu a fost a romanilor, a fost a iudeilor împotriva creștinilor. Domnul Iisus le spune în Faptele Apostolilor, mergeți în toată, în Matei, mergeți în toată lumea, în Faptele Apostolilor veți primi o putere și veți fi martori. Și le dă câteva repere, Ierusalim, Iudeea, Samaria, marginile pământului. Până în capitolul 8, primii creștini aveau un fel de comunism primar, au adunat totul la un loc, au vândut, erau împreună, erau fericiți, nu lipsau de la templu,
biserica se bucura de pace. În capitolul 8 apare prima persecuție. Se spune acolo că Saul sufla amenințare și în momentul ăla creștinismul a început să se extindă. Persecuția întotdeauna a ajutat creștinismul și biserica la expansiune și la o sfințire și curățire interioară, dar și la o misiune mai mare în afară. Au fost multe cazuri în istorie de persecuții religioase. Inchiziția este un exemplu elocvent în cazul acesta. Și au fost și cazuri de persecuție din partea statului. Comunismul, nazismul sunt la fel exemple elocvente în direcția aceasta. Bun, Teo, acum poate mă liniștești cu Scriptura. Pe de o parte, Emanuel vine și spune, și sunt de acord cu asta, că vremurile când se mai strânge șurubul mă fac să mă gândesc cu seriozitate dacă mai rămân lângă valorile care le am sau nu, dacă ele chiar sunt valori și merită să sufăr pentru ele, și aici folosea el termenul purificare. Pe de altă parte, dacă cei care se împrăștie se duc cu Evanghelia peste tot și îl vestesc pe Hristos, normal că sămânța este semănată mai mult. Deci există beneficii în persecuție, dar întrebarea mea este, chiar să-mi doresc persecuția? N-aș spune că ar trebui să ne dorim persecuția, dar adesea persecuția poate să fie un semn că biserica merge într-o direcție pe care lumea nu aprobă. Poate ar trebui uneori să ne punem un semn de întrebare, de ce nu mai suntem așa de liberi și nu încurcăm pe nimeni. Efectiv, nu vrem să mergem în extrem, într-adevăr, și cred că e foarte important ca noi ca și creștini să luptăm pentru libertate religioasă și pentru apărarea celor care sunt în suferință din cauza credințelor. Și în istoria noastră, Marius știe mai bine, în perioada interbelică, baptiștii români și credincioșii români evanghelici au primit sprijin constant din partea fraților lor din Occident care se bucurau de libertate religioasă. Bun, asta vedem și în Biblie că bisericile teritoriale, locale, au simțit unele cu alte. Da? Și interesant că vezi și asta în Biblie, după o perioadă de persecuție, scrie că biserica se bucura de pace în regiunile respective, că putem vorbi, de o persecuție teritorială, de o persecuție locală sau probabil de o persecuție aproape globală. Da. Eu cred că alternanța aceasta, persecuție-libertate, creează un fel de dinamică a bisericii. Și într-adevăr, propovăduirea are un efect, poate, în timp de persecuție și, în același timp, în timp de libertate, propovăduirea poate să aibă iarăși succes sau chiar și mai mare succes. Până la urmă, suntem în mâna Domnului și orice vremuri ar veni, trebuie să le luăm cu credincioșie ca atare, că nu rezistă toți în fața vremurilor. O vedem tot în istoria bisericii, începând cu Petru. Nu știa cum va fi să treacă prin persecuție și când a trecut prin persecuție prima dată, a cedat. Dar apoi, spre finalul vieții, n-am mai cedat. Deci... Acum, dacă ar fi să vorbim despre persecuție, dar nu, să zic, la biserica locală, poate că unul dintre cei mai persecutați a fost Domnul Iisus Hristos, întemeitorul bisericii. Da. Eu aș vrea să te gândesc la următoarea întrebare, care e foarte importantă pentru mine. Am crescut în greutăți. Nu spun neapărat că mi-au plăcut, dar nici că m-au speriat. Vorbind așa deschis, m-am obișnuit cu vremurile astea de pace. Și acum, dacă voi mă lămuriți cumva că s-ar putea să se închidă paranteza asta mai repede decât vreau eu, nici nu știu să mă speriu, aș putea să mă pregătesc cumva, pot face ceva astăzi ca mâine, poi mâine când o să înceapă persecuția în mod mai agresiv, să fiu cumva pregătit. Până te gândești la asta, spuneți-mi voi ceva despre contextul românesc, contextul evanghelic, că prin Harul lui Dumnezeu a ajuns Evanghelia și la noi, da? Ce s-a întâmplat? Da, mă gândeam că înainte să vorbesc, pe scurt, succint despre contextul românesc, aș dori să amintesc faptul că înainte să vorbim de evanghelicii din România, vorbim de protestanți. Documentându-mă pentru un articol, am rămas surprins de impactul pozitiv pe care protestantismul l-a avut la adresa
culturii române și la inclusiv la reformarea Bisericii Ortodoxe Române. Vorbim de niște principii printre care scriptura în limba română, slujba în limba română, iată de unde și o serie de traduceri religioase care apoi au fost extinse și în plan laic. Am observat faptul că am avut o influență protestantă nu numai în Transilvania, în Transilvania explicabil acest lucru datorită legăturilor sașilor cu Germania, dar și în Moldova. Am avut, mi-aduc aminte acum, chiar și un domnitor protestant pe tronul Moldovei, este vorba de despot Vodă. Din nefericire a fost pentru o perioadă scurtă de timp. Mergând mai departe... Nici numele nu-l ajută mult cu despot. Da. pentru noi. Totuși, dacă tot ați amintit de chestia asta, mă gândesc că un impact benefic a fost legat de ideea lui de a construi o școală latină, colegiul latin de la Cotnari. Dar asta vorbim în secolele 16-17. Mergând mai departe, când vorbim de evanghelici și de spațiu românesc, prima influență, să zic așa, mai semnificativă o avem din partea comunității baptiste, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, când avem o familie de germani stabilită la București. De aici, mai departe, vorbim de o perioadă de libertate la început, legată și de poziția pe care Germania o avea în Europa la momentul respectiv și totodată de faptul că propovăduirea se făcea, vestirea Evangheliei, noua confesiune, să spunem așa, se răspândea în principal printre etnicii germani. A, deci nu ne afecta pe noi, cumva ei între ei. Da, exact, și... datorită acestui aspect, autoritățile române de la momentul respectiv au închis cumva ochii. Au zis, domne, e ok, atâta vreme cât... Germania e puternică, ăștia cu ei, nu ne afectează pe da, noi. Nu ne afectează, nu intră în etnia română, să zic așa, e în regulă. Aici aș vrea să mai fac o mică clarificare legată de această relație cu românii. Avem, pe de-o parte, datorită Bisericii Majoritare, Biserica Ortodoxă Română, dar și a unor filozofi din perioada și altor oameni de cultură din care au teoretizat asta în perioada interbelică, acest concept legat de faptul că ești român adevărat numai dacă ești ortodox. Prin urmare, cumva se făcea această asociere între națiune și confesiunea religioasă. Da, acum mă gândesc, n-ar trebui să fie ceva nou, pentru că atunci când în Efes uităm de politica meseriei și nu știu ce, care era apelul? Evreii ăștia vin cu niște chestiuni pe care noi romanii... Deci e interesantă separarea asta. Dom'le, țineți-le pentru voi, dar nu vă amestecați în ciorba noastră. Exact. Mai departe, momentul în care lucrarea începe să se extindă și printre români, și eu vorbesc aici în principal de lucrarea pe care bisericile, să spunem, bisericile baptiste, credincioșii baptiști o făceau, încep și persecuțiile, încep și șicanele din partea autorităților. Pe față sau mai mascat?
la început mai mascat, apoi pe față, și lucrurile ajung la o anumită intensitate în perioada interbelică. Vorbeam de 1865 cu prima familie, nu suntem foarte departe de declanșarea primului război mondial, și după primul război mondial, când avem și realizarea României mari, să zic așa, prin aportul românilor transilvaneni, deja se schimbă și raportul confesional în România, de unde și o serie de persecuții, dar poate că o să vorbim despre asta. Hai să ne ducem până la Craiova să vedem, Emanuel, ce comentezi pe spațiu mioritic și toate chestiile astea vis-a-vis de libertăți religioase, începuturi, persecuții? De la a doua jumătate a secolului XIX, odată cu apariția primelor comunități baptiste, urmând apoi comunități adventiste, creștind după Evanghelie și trecând în secolul XX cu comunitățile penticostale, spațiul românesc a devenit teatrul unui fenomen pe care nu l-a cunoscut până atunci, și acela al multiculturalității confesionale. Dau un exemplu. În 1918, la Marea Unire, Oltenia, din care fac parte, statistic era 99, nu știu cât la sută ortodoxă. Deci era atât de omogenă situația aici, încât era greu să pătrundă cu Evanghelia. La pol opus stătea Transilvania, unde era o multiculturalitate și multiconfesionalitate mai mare decât în orice altă regiune a țării. De aceea Marea Unire a forțat Parlamentul și legislativul să întocmească o lege a cultelor care să îndeplinească toate criteriile, cerințele și nevoile tuturor acestor confesiuni pe care nu le-a avut sesă înainte sau pe care le-a avut sesă într-o măsură mai mică până la Unire. Dar perioada de la Marea Unire până la al doilea război mondial, perioada interbelică, din punctul meu de vedere, este perioada cu cea mai mare frământare legislativă privind libertatea religioasă în România. Au apărut mai multe decizii ministeriale pentru asociații religioase, s-au stabilit clar care sunt cultele recunoscute, erau liste foarte ample de așa zise secte interzise cu desăvârșire de statul român, și în toată perioada aceasta persecuția a îmbrăcat două haine. Pe de-o parte, haina Bisericii Ortodoxe Române. Să nu uităm că în vremea lui Carol al II-lea, de două ori, Patriarhul Miron Criste a ajuns premier. Și în același timp, haina statului. Legislația care scria clar negru pe alb că cele grupări religioase și le numera 5, 6, 7, 10, 11 sunt total interzise, erau și supuse persecuției. Dar asta nu a scutit celelalte confesiuni. Dau exemplu, mișcarea baptistă, nu că sunteți dumneavoastră trei și eu sunt unul, dar pentru că în Transilvania erau recunoscuți cult până la Marea Unire, s-au unit cu țara și nu li s-a recunoscut așa la statut de cult pe care l-aveau în Imperiul Austro-Ungar și au revenit la statutul de asociație religioasă. Și așa au mers până în 44. Deci în prima fază au pierdut pe chestia asta. Da, da. Marea Unire, pentru credincioșii baptiști în Transilvania, n-a semnat un bun legislativ, ci un fel de retrogradare în scriptele statului, bucurându-se de niște privilegii pe care nu le mai aveau. De partea cealaltă, Biserica Creștină după Evanghelie, pe care o reprezint,
s-a confruntat cu altă situație. Primele comunități de credincioși nu au dorit niciun fel de instituționalizare cultică. Numai că statul n-a acceptat poziția aceasta. Eu am vrut să-și vadă de adunările lor liniștiți, fără să se implice în problemele cu statul și legislația statului. În schimb, statul prin legislație s-a implicat în problemele interne. A existat o dezbatere amplă în anii 30, când a fost recunoscut asociația religioasă, până în 46, când am devenit cult religios în România. Așadar, din punctul meu de vedere, în regimul comunist, lucrurile au fost mult mai clare de la început. A existat o lege care s-a aplicat mai mult sau mai puțin. În perioada interbelică au existat decizii și decrete consecutive care tot au încercat să clarifice statutul religios al credincioșilor evanghelici din România. Și la vremea aceea vorbeam de credincioși și baptiști, creștini după Evanghelie și adventiști. Doar ei erau recunoscuți în perioada interbelică. Apropo de chestia asta, noi în conducerea cultului după evenimentele din 89, unul din lucrurile care am vrut să le facem inițial, am vrut să scăpăm de denumirea de cult. Pentru că pentru frații noștri din străinătate, cult nu sună prea bine. Da? Și știți ce ne-a oprit? Ne-am uitat un pic în istorie și ne-am dat seama ce valoare avea pentru credincioșii noștri și câte beneficii au primit în momentul în care au devenit cult recunoscut. Și am zis, domne, suntem frați cu oamenii de pretutindeni, dar noi locuim în spațiul acesta și este bine să păstrăm denumirea care comunică ceva celor lângă care trăim, nu celor care sunt de departe. Teo, cum e cu frământarea mea? Mă pregătesc? Nu mă pregătesc? Pot să fac ceva? Trebuie să fiți pregătiți tot timpul. Și toți trebuie să fim pregătiți tot timpul. Nu cred că putem face ceva decât să fim atenți la Scriptură, la ce ne spune Domnul Iisus că trebuie să facem în vremurile astea și când te uiți în Scriptură, vezi că Domnul Iisus știa dinainte, anticipa, din cauza asta a vrut să încurajeze mereu biserica, din cauza asta a spus că nu ne lasă singuri, că ne trimite un mânghietor. Din cauza asta, în Ioan capitolul 16 spune, v-a spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Deci mi le spui dinainte ca atunci când vor veni să știi știu. De ce se întâmplă, că Domnul le știe. Cum te poți pregăti? Credincios în lucrurile mici, în lucrurile mari. Frământarea asta, să știi, am avut-o și în perioada liceului, că la noi n-a fost cu adolescență, cu nu știu ce, nu știam de figuri de genul ăsta, dar atunci prindeai câte o carte care intra pe sub graniță, peste graniță, în fine, și la un moment dat, nu știu ce vârstă aveam, am citit cartea aia, Pit Popovici, Graiul Martirilor. Mm-hmm. Fratele meu, pe când citeai totuși ca tânăr, că îi pune pe ăia și iar de acolo, că îi întoarce la grătar ca mititei, cum imagineam, mi-au zis... Deci, întrebarea mea, oamenii aceia au fost speciali sau totuși cum de-au rezistat unii? Nu cred că putem anticipa vreunul dintre noi dacă am fi în stare să rezistăm sau nu. În același timp, Domnul ne amintește că nu ne-am împotrivit niciodată cum s-a împotrivit El. Și iarăși învățăm de la El. Mi-aduc aminte și eu am citit cartea fratului Wurbrand și mărturile lui din închisoare și torturile prin care a trecut. Nu cred că El a putut să anticipeze lucrurile astea, dar cu siguranță când citești mărturia lui îți dai seama că Domnul le-a dat putere să treacă pe acolo. Deci nu, trebuie nu tot... să spui că numai Dumnezeu te poate pregăti pentru momente de genul respectiv. Da. Dovadă, revine iarăși la Petru. Domnul s-a rugat pentru el ca să nu se piardă credința lui și el totuși a trecut printr-o lepădare. N-a rezistat până deci, la capăt. Deci cumva gândul tău ar fi eu să nu mă gândesc atât de mult la persecuția care vine, să o iau în calcul ca să nu fiu surprins că mă informează Mântuitorul, o iau în calcul, îmi spun istorice, omule, asta este viața normală a bisericii, paranteze mici de pace și de cele mai multe ori, dacă vrei chiar să rămâi lângă Evanghelie. Și asta, ți-am spus că no, am eu versetele din Scriptură, cine vrea să trăiască precum Hristos în Evlavie, va fi persecutat, va fi... No. Ce să fac? Să le subliniez în Scriptură? Să nu le... Deci, până la urmă, să nu-mi sacrific timpul de pace gândindu-mă la prigoană. Deci, exact. Eu acum, dacă am 20 de ani de pace, îi plâng acum că va veni prigoana. Păi, pe de o parte, poate nici nu prin prigoana. Dacă mă ia Domnul acasă, exact. Pe mine înainte, s-a terminat cu prigoana.
Pe de altă parte, dacă eu îi rămân credincios lui Dumnezeu în vremea aceasta, bănuiesc că cel care m-a ținut în vremea aceasta, cu ispitele ei, că nu există lupta spirituală de care vorbeam noi, odată e o instituție, așa, toată lupta spirituală, nu a dispărut niciodată, dacă el mă va duce undeva, va cântări dinainte, prin ce trec, prin... Eu cred că noi adesea suntem cumva atât de focalizați pe partea unei persecuții care implică suferință fizică, încât uităm că probabil mulți dintre credincioși evanghelici trec printr-un fel de persecuție poate zi de zi. Și tinerii noștri în școli, în licee, în universități, nu sunt pregătiți pentru astfel de persecuție. Persecuție din partea unor colegi care nu înțeleg ce înseamnă să fii pocăit sau ce înseamnă, n-au auzit în viața lor termenul baptist. Nu înțeleg de ce ai un alt limbaj, de ce ai un alt comportament, de ce nu te pretezi la anumite lucruri care se pretează ei. Păi zice Biblia, se miră că nu alergați exact împreună cu ei. Da? Și eu cred că uităm partea asta persecuției, care e cea mai frecventă decât partea aceea în care apare violența. Într-adevăr, în trecut, persecuții erau mai violente decât sunt acum, deși dacă ne uităm pe alte meridiane, creștinii încă... Nu, eu chiar vreau să vă întreb pe voi, istorici, bănuiesc că sunteți mai acasă, sigur sunteți mai acasă decât mine. Pe mine nu m-a frământat prea mult subiectul acesta. Am intrat în ultimii ani, cred că Dumnezeu m-a dus în direcția asta să văd un... Dar se afirmă că astăzi creștinismul trece prin cea mai mare persecuție din toată istoria lui. Pe de o parte, mie îmi vine greu să cred că noi chiar trăim astăzi cea mai grea perioadă de persecuție. Am văzut că se dau niște cifre. Când am citit cam câți creștini persecutați au fost în 2019, am zis, domnule, nu e adevărat, unii nici nu cred că sunt atâția creștini în lume. Dar cum vedeți voi, istoricii? Chiar există? Sau ei iau în calcul așa paleta, evantaiul mare de forme de persecuție, nu neapărat cum spunea el că mi-a dat cineva cu ciocanul peste degete? Cred că vorbim de forme complexe și de o multitudine de modalități de persecuție a creștinilor astăzi. Cunosc și eu o serie de rapoarte la care ați făcut și dumneavoastră referire, care vorbesc de faptul că creștinismul este cea mai persecutată religie la nivel mondial. Acum mă gândesc și la faptul că populația a crescut din punct de vedere numeric și avem zone în Asia, de exemplu, poate și Africa, unde numărul creștinilor este, din punct de vedere numeric, semnificativ și atunci, comparativ cu Europa și America de Nord, într-adevăr putem vorbi de un raport superior. De asta. Că ai amintit, scuză-mă, dar acum, numai dacă ne gândim un pic la China, deci când vedem nu numai bisericile care se închid, da, chestii din astea cu recunoaștere facială, exact, cu urmărire, cu... Păi unde suntem? Da, am citit și eu, am văzut un material referitor la această tehnologie de recunoaștere facială, pozitivă în sensul în care era aplicată corect, dar se pune întrebarea, așa cum avem și noi aici legat de viitorul bisericii, dacă tehnologia respectivă nu va fi folosită împotriva omului, dacă nu va fi folosită împotriva bisericii. Vorbim și de drepturile omului mai nou. Exact. Ar trebui să întrebăm și care e viitorul vis-a-vis de drepturile omului și în mod implicit și a bisericii. Exact. De asemenea, mă gândeam la faptul că anumite forme de persecuție, că tot ați amintit de drepturile omului, le avem chiar și în statele cu regimuri democratice. Mă gândesc la situații care au fost în Anglia, de exemplu, în care asistentă medicală a fost dat afară pe motive religioase. Nu știu, că s-a rugat cu un bolnav. Adică se tinde tot mai mult către... Un extremism?
nu neapărat un extremism, către o laicizare și către, i-aș spune, o secularizare. Secularizare înțeleasă în acest context în sensul de scoaterea religiei din sfera publică. Adică ceva de genul, ați primit dumneavoastră ca președinte o adresă din partea autorităților prin care vi s-ar transmite faptul că, începând cu momentul X, bisericile baptiste nu mai au voie să se manifeste în spațiu public. Pot să facă acțiuni în mediul privat, dar păi nu unde în spațiu... Să ne ducem? Nu este... nu interesează pe stat lucrurile astea. Se tinde și către această sintagmă a separării bisericii de stat, dar nu aveam nu aveam în trecut așa ceva. Îi mulțumesc domnului conferențiar Emanuel Conțac pentru un articol interesant care demonstrează faptul că acest concept al separării bisericii de stat, cum îl înțelegem noi acum, este o chestie modernă după Revoluția franceză de la 1789. Prin urmare, ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, autoritățile spun, domnule, noi suntem cu partea laică și considerăm că biserica nu ar trebui să se amestece aici. S-a amintit în intervenția anterioară problematica din România în perioada interbelică. Acest domn, James Rushbrook, a făcut mai multe vizite în perioada interbelică, chiar până în anii 40, când i s-a interzis să vină în România ca și reprezentant al Alianței Baptiste Mondiale, și a militat pentru libertate religioasă, libertatea religioasă nu numai a baptiștilor, ci și a celorlalți, a tuturor credincioșilor, credincioșilor din acest spațiu. Care erau problemele, să spun concis, succint, cu ce se confruntau credincioșii baptiști și evanghelici, nu numai baptiști, la momentul respectiv. Se confruntau cu acuzații legate de faptul că ei nu ar fi buni români. De asemenea, se interzicea trecerea de la o confesiune religioasă la alta, de la un cult la altul. Vorbim de faptul că slujitorii erau bătuți în momentul în care mergeau, eu știu, mă gândesc la colegul Emanuel Răduț, mergeau în zone cum ar fi Oltenia sau Moldova. Vorbim de o... De asemenea, persecuție, așa cum am amintit și Teocolda, în mediul școlar. Vorbim de, la momentul respectiv, de faptul că eu am citit mai multe rapoarte pe chestiunea asta, că erai ca și copil obligat să parcurgi și ora de religie și din nefericire, spun acest lucru, era impusă confesiunea ortodoxă și preotul era cel care stabilea dacă copilul respectiv trece sau nu trece. Un aspect interesant pe care l-am găsit într-un document din, cred că de până anii 30, este următor. Un conducător al un cleric, un conducător al Bisericii Ortodoxe Române la nivel local se adresa autorităților pentru a nu permite unor elevi de confesiune baptistă să promoveze anul pe considerentul că nu au participat la ora de religie. Deci vorbim clar de o persecuție aici, din nefericire venită
nu din partea autorităților, deci nu din, din partea laicului, ca să zic așa, cât din partea religiosului. Iar răspunsul autorităților a fost următorul, că din contră, având în vedere faptul că a parcurs sistemul educațional, să zic așa, copilul respectiv să fie trecut. Da, aici aș face mențiunea că, așa cum spuneam, nu putem pune totul la grămadă. A, nu. Zicea Emanuel că una putea să fie Transilvania, alta putea să fie parte de est a României. Haideți să vă dau ceva și cu asta o să mă laud și eu, că am cu ce mă lauda, nu? Dar o să vedeți cu ce mă laud. Experiență care nu e așa de îndepărtată, cum zici tu. În casă la noi, eu sunt cu gura, nevasta e cu creierul și cu nu știu ce. Ea a fost fata care învață, care nu știu ce și... prin mila lui Dumnezeu, cum zicem noi, chiar credem, ea a terminat în sistemul trecut șefă de promoție la Cluj. Și a fost o foarte mare dezbatere pentru că ea nu s-a ascuns. Deci n-a fost nici lașul care, nici eroul care. Ea și-a făcut, cum a învățat-o Hristos, datoria și față de Domnul și față de școală, dar media o punea șefă de promoție pe facultate. Și era o foarte mare dezbatere. Cum Dumnezeu să punem Baptista șefă de promoție? Și mi-a plăcut că a fost cineva din cadrul profesoral. S-a spus, domne, baptist, nu ne interesează, merită, este șefă de promoție. Și spunea, eu am rămas acolo unde m-a așezat media pentru că cineva s-a bătut pentru mine și a spus, noi trebuie să mergem pe adevăr, asta a fost foarte frumoasă. Și apoi spunea, mă tot gândeam, nu cumva să zic, vreun slăvit să fie Domnul sau un Doamne ajută în speech-ul care trebuia. Deja a depins mult de locuri de oameni, dar erau tot felul. Emanuel, dacă mai vrei să comentezi tu ceva, pentru că văd că ne omoară timpul, dar nu sunteți obligați să răspundeți la chestia asta, dar noi n-a trecut foarte mult, ca să nu intrăm în detalii, de când România alături de lumea întreagă a trecut printr-o perioadă specială. Pandemia, știți la ce mă refer. Puteți să nu răspundeți, puteți să răspundeți mai scurt sau mai lung, dacă urmărind ca păstor, teolog, ca istoric, ce s-a desfășurat în lume și în România în perioada aceasta, fără precedent. Dacă ați observat undeva sau am putea spune că în dorința de a ne gândi la sănătatea trupească și la limitarea sau evitarea politicului, nu cumva s-au călcat drepturi omenești, mai ales religioase, vis-a-vis de separarea bisericii de stat. Mă duc la tine, Emanuel. Primul lucru pe care vreau să-l semnalez legat de întrebarea dumneavoastră este că s-a activat mania persecuției. Mulți credincioși care s-au văzut dintr-o dată persecutați de aceste legi sanitare și politice. Pandemia și izolarea și închiderea la cașuri de cult pentru o vreme, eu nu încadrez la persecuție religioasă. Asta e punctul meu de vedere. Al doua situație. Este adevărat că în timp de stare de urgență și stare de alertă, când e mai mult un regim militar, de aceea se dădeau așa zisele ordonanțe militare. Păi eu când vorbeai tu de toate ordinele din 40 și eu mă gândeam la ordonanțele militare pe care le-am trăit eu, în care se dădea unul, dar nu se anula la altul și nimeni nu mai știa dacă ține cont de toate sau doar de ultimul. Da, exact. Aici și autoritățile au fost nepregătite și n-au fost foarte clare în multe situații, cum sunt și acum neclare în privința redeschiderii lăcașului de cult în România. Dar ordonanțele militare și regimul acesta nu are de-a face, pe de-o parte, cu problema religioasă în sensul de anticreștinism sau persecuție mascată sau pățișă, dar în același timp nici nu respectă întru totul drepturile și libertățile. Deci asta era una din frământările mele. Asta era una din frământările mele. Înțeleg că ne prinde pe toți câte o chestie în asta nepregătiți. Acum pe unii îi prinde și iarna, îi prinde zăpada nepregătiți. Tu știi chestiile astea, nu intrăm în detalii. Dar știi care e frământarea mea? Dacă nu era mai bine biserica să fie luată ca partener în perioada aceasta,
decât să fie văzută neapărat unul dintre marii dușmani. Și apoi, dacă aș ieși puțin din lumea evanghelică, poate că au fost unii care au fost afectați direct în doctrina lor, nu în practica lor. Cum comentezi aspectul acesta? La ce vă referiți că au fost afectați în doctrina lor, ca să înțeleg eu întrebarea? Uite, noi înțelegem Scriptura diferit. Da, e dreptul nostru și eu cred că există un dialog al teologilor la masa teologilor vis-a-vis de cum înțelegem Scriptura. Dar dacă un alt creștin înțelege că el se împărtășește cu Hristos într-o anumită situație, eu cred că nu este o problemă de practică, ci este o problemă de doctrină. Când statul îmi spune să nu fac așa cum înțeleg eu, senzația mea e că el nu intră în administrația mea. Că dacă mi-ar spune nu te împărtăși cu Hristos marțea, ci miercurea, poate ar fi o chestie de administrație. Dar dacă intră mai mult, nu știu, am senzația că intră în doctrina mea. Da. Acum mi s-a clarificat și aveți dreptate. Problema este că statul nu își cunoaște limitele. Limitele statului sunt până la, dacă vreți așa, până la ușa bisericii. În privința doctrinei bisericii, a ortopraxiei și a ortodoxiei bisericii, asta e problema bisericii, nu e a statului. Nu poate să spună statul mie și să-mi dea o altă interpretare la masa Domnului, sau la botez, sau la cum se fac actele de cult în biserică, pentru că așa vrea statul acum. Că peste un an poate vine alt guvern și vrea altfel. Și noi nu o să fim la cheremul, dacă îmi permiteți cuvântul acesta, la cheremul statului, în funcție de guvernele care se succed și de interesele pe care le au și de viziunea pe care o au. Că vine un guvern progresist și dacă noi ne supunem orbește, guvernul progresist va distruge tot ce s-a putut clădi într-o sută de ani de creștinism evanghelic în România. Asta mă frământă pe mine, Marius. Deci, chiar dacă vorbim despre evanghelici, eu am stat, nu știți, Scriptura ne învață să ne rugăm pentru autorități și o facem, probabil mai mult decât alții, nu vrem să bravăm, dar asta, și încercăm să fim cetățeni buni, loiali, dar nu uităm că suntem cetățeni ai cerului. Noi, să zic evanghelici, n-am fost afectați în foarte multe domenii datorită felului în care înțelegem Scriptura. Dar, în înțelegerea mea, adunarea bisericii împreună nu este o chestiune organizatorică, ci este o chestiune de doctrină. Ne cere Hristos să venim împreună. În momentul în care vine statul pe X motive și spune nu te mai întâlnești, el dacă intră cumva în doctrina mea, știi care e frământarea mea? Ce îl împiedică mâine, dacă s-a creat precedentul, să intre într-o altă doctrină? Nu îl împiedică nimic. Deși ar trebui să-l împiedicăm noi, în sensul în care să ne prezentăm valorile, să facem petiții, să nu știu, să folosim toate pârghiile, toate instrumentele democratice pe care le avem la dispoziție pentru a ne expune punctul de vedere. Adică să nu facă mie statul teologie și să spună ce e important sau valoros pentru mine. Exact. Referitor la chestiunea asta, vreau să mai spun câteva lucruri. Referitor la perioada anterioară, un aspect este faptul că în 1940 baptiștii primesc pentru prima dată recunoașterea statutului de cult religios, care le va fi... În 40. 40, da, februarie 1940, în timpul lui Carol al II-lea. Și creștinii după Evanghelie zis 44? Nu, în 1946. 46, da, scuze. Dar... vorbim după aceea de 1944 prin decret regal, că între timp avem perioada lui Antonescu.
Și mai mă gândeam la o chestiune legată în principal la perioada comunistă și la relațiile dintre culte, dintre cultele recunoscute. După cum spunea și Emanuel Răduț, în perioada comunistă lucrurile au stat un pic altfel față de perioada anterioară. Măcar știai ceva clar. Exact, știai ceva clar. Plus de asta, eu am identificat un anumit aspect, anume statul a dorit să fie șeful. El să fie cel care trasa granițele și limitele. Bun, în acest context avem o chestiune pe care eu am numit-o în cartea mea cu o sintagmă din perioada contemporană, perioada comunistă, armonia dintre culte. Adică vorbeam dincolo de aceste șicane de diferențe ideologice, teologice, nu știu ce, am vorbit și de o colaborare între, să zic așa, confesiunea baptistă și... pe valori comune. Exact, și confesiunea ortodoxă. Am avut chiar pastori baptiști care au studiat în perioada comunistă la Institutul Biblic de Misiune Ortodox. Acum, mergând mai departe și legându-mă de această problematică, mă gândeam că și în perioada de după 1990, cultele creștine din România, inclusiv cultul creștin baptist, au făcut front comun pe anumite probleme, inclusiv de persecuție religioasă, cum am avut cazul familiei Botnariu. Mai aplicat, referitor la problema aceasta cu pandemia, eu ca istoric o văd ca fiind o situație complexă și merg pe ideea lui Emanuel Răduț că nu putem vorbi în ansamblu de o persecuție religioasă. Pe de altă parte, probabil că pe aici, pe acolo, observăm niște ingerințe ale autorităților în aspectele interne și de doctrină, să zic, ale bisericii. Acum în general. Nu știu dacă ei realizează sau nu că e doctrină, dar noi vedem că s-au amestecat puțin. Exact. Deci noi putem, adică noi am identificat noi și nu neapărat credincioșii baptiștii, confesiunea baptistă, cât și celelalte. Ați amintit de confesiunile care văd un pic diferit această împărtășanie și de asemenea rolul bisericii ca și organism. Noi, poate și datorită istoriei noastre și a faptului că doctrina și modul în care suntem organizați ne-au permis activarea unor, să zic, rețele, unor canale de comunicare. Aici mă duc la Teo, că vreau să văd cum e să fii păstor în vremuri interesante. Și ce vreau eu? Eu n-am deschis atât de mult subiectul, credeți-mă, m-am abținut foarte mult în perioada fierbinte, pe mai multe motive. Și că toți suntem nepregătiți, dar atunci suntem legați sentimental. Dar eu aș vrea ca voi istoricii, aș vrea legiuitorii și alții, după ce se încheie tot și judecăm la rece, să vedem care au fost plusurile și minusurile. De ce? Nu aș vrea să rămână precedente în istorie când acum, pe anumite motive, care nici nu le știm până la urmă 100%, că vom vedea ce spune istoria în toate domeniile după ce se încheie situația, că unele le aflăm după 20-30 de ani, dar aș vrea cineva să gândească la rece la ele, dar ai trecut prin ele, nu? Dacă îmi permite să fac și eu câteva comentarii, da. Sunt pasionat de istorie și mare știe lucrul ăsta, am colaborat bine împreună. A fost o perioadă foarte complexă și continuă să fie complexă și cu cât trece timpul, cu atât sunt mai multe semne de întrebare. Ce-ar vrea să atrag atenția este că nu cred că a fost o acțiune gândită, țintită împotriva bisericii. Pur pe creștinătate. Da, așa am spus asta și cu altă ocazie. În același timp, vorbind despre persecuții religioase, eu cred că noi ca și evanghelici trăim cu complexul acesta că mereu suntem persecutați. Și uităm să ne detașăm sau să facem un pas în spate să vedem anumite aspecte. Țin minte la începutul perioadei de izolare, distanțare, cum vreți să o numiți,
Unii frați din biserică au fost de-a dreptul supărați, necăjiți, au plâns, închidem biserica. N-am închis biserica. Biserica, dacă e să poți mai spune asta, nu poate să fie închisă. Ca organism al lui Hristos, ca organism. Biserica a funcționat, expresia din anii, din regimul trecut, biserica în subterană și în alte părți a lumii încă funcționează. Deci nu cred că a fost ceva concertat împotriva bisericii. E drept că poate autoritățile statului nu s-au gândit la cât de complexă este situația. Dacă statul, gândindu-se la protecția mea fizică, că doar atât se gândește, da, nu și la sufletul meu, că pot veni oameni de la tine din adunare să spună, frate păstor, eu oricum mă duc la Domnul, dar lasă-mă să am sufletul curat, că dacă mă ții mult în carantina asta, mă duc la Domnul bine trupește, care tot se duce în pământ și mă duc cu sufletul zdrobit și atunci e o frământare. Dacă statul mi-ar fi cerut niște condiții și eu cu tine, ca slujitor, să spunem, ca să împlinim condițiile statului, trebuie să închidem și închideam noi și deschideam noi. Și nu era precedentul, asta e frământarea mea, dacă nu era o chestie mai bună în care eu ca biserică am voie să iau toate măsurile, dar decizia este la mine, la biserică. Precedentul știți că există în istorie, în perioada comunistă, mai nu știe mai bine, partidul, Constituția țării prevedea libertate religioasă. A bun, e cu tot și prin, prin Uniunea Baptistă și nu niciun fel de aluzie, prin Uniunea Baptistă, prin comunitățile locale, statul făcea ceea ce dorea, împotriva Constituției de altfel, prin, nu, la noi unde, prin frații slujitori. Unde-i durerea? Eu cred că în mintea noastră ar fi mai ușor. Dacă intrăm într-o perioadă de persecuție, intrăm, cum zice Emanuel, pe timpul comuniștilor era clar, ei cu ei, noi cu noi, voi faceți ce vreți, noi ne descurcăm. Da. Da? Ce-aș vrea să mai adaug, dacă nu vă supărați? Nu mă supăr. A spus că n-am fost invitați să venim parteneri. Probabil că trebuia să ne oferim parteneri în treaba asta. Pentru că statul e secular, își vede de ministerele lui, există și un minister acolo al culturii sau un departament al cultelor. Ah, bun, acum nu vreau să intrăm în detalii. Dar nu intrăm în detalii. Finalizăm pozitiv, dar știi că departamentul cultelor, care este organul statului ce se ocupă de noi, n-a fost invitat la nicio discuție? Până... Da. Eu sunt păstor și nu trebuie să fac politică. Da, da, deci e foarte interesant. Rămâne pentru voi, pentru istorici, să știți, să rămâne un subiect, să dea domnul Emanuel, cum ai zis tu, paranteza să fie lungă și pentru tine și pentru urmașii tăi. Dragii mei, nu știu dacă sunteți ca mine, vă gândiți la viitor mai mult sau mai puțin, mai aveți câte un pic de teamă sau nu. Eu vreau să vă spun că sentimentul de teamă n-a fost trăit niciunui sfânt. Și dacă vreți cumva să extrapolezi, inclusiv Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimanii rostește acele cuvinte la care apelăm. Tată, dacă se poate, fără paharul suferințelor, aș vrea fără paharul suferințelor. Normal, nu s-a putut, adică crucea trebuia dusă până la capăt și în înțelegerea mea nu poți fi urmaș al Domnului Iisus Hristos, care a înființat creștinismul prin cruce, să nu porți crucea care ți-o dă El. Mai grea, mai ușoară, dar cântărită de El. Dragii mei, ce am înțeles eu este că de-a lungul istoriei puterea Bisericii lui Hristos n-a stat în înțelepciunea oilor, în mulțimea oilor sau în capacitatea mieilor de a fenta un sistem sau anumite situații. Întotdeauna puterea Bisericii lui Hristos a stat în prezența și puterea păstorului cel bun, care este viu în vece vecilor, împăratul împăratului, împăraților, domnul domnilor. Rugămintea mea, asta fac în dreptul meu, încerc să întăresc relația zilnică cu Domnul Iisus Hristos. Spuneam cuiva, dacă aș ști că mă prinde o boală, aș vrea să mă prindă într-un spital, lângă cei mai buni medici. Dacă aș ști că vine frigul, aș vrea să fiu lângă șemineu și el să ardă, știu. Dacă aș ști că vine sărăcia, aș vrea să mă prindă într-un buncăr plin de alimente. Și dacă știu că vin greutățile, aș vrea să fiu în mâna celui mai atotputernic, adică singurului nostru Dumnezeu. Și mai am o rugăminte. E adevărat că avem aceea scriptură, dar în anumite domenii o înțelegem diferit. Eu cred că ar trebui toți creștinii să ne gândim la rugăciunea Domnului Iisus Hristos, Tată, vreau ca ei să fie una. Una din punct de vedere spiritual, acolo unde înțelegem lucrurile la fel, și una în domeniile în care înțelegem la fel, chiar dacă sunt altele diferite. Niciodată nu zic că trebuie să renunțăm la valorile noastre, dar nici nu cred că ar trebui să vedem noi creștinii unii în alții mai mult dușman decât oameni care avem valori comune. Și
Suntem vecini, suntem colegi de muncă, suntem prieteni, suntem oameni în același oraș, în aceeași țară. Haideți să ne uităm la valorile biblice comune și în timp ce pe celelalte le lămurim nu cu parul sau cu sabia și nu le va lămuri nici guvernul, ci le lămurim la masa discuțiilor teologice, haideți noi ca oameni să trăim frumos unii cu alții și să ne ajutăm unii pe alții. Niciodată separarea n-a adus bucurie decât celui care a venit să ne separe și de Hristos și unii de alții, diavolului. Uniți în jurul lui Hristos, uniți pe valorile creștine, deocamdată ne bucurăm de pace, să folosim timpul acesta pentru o viață evlavioasă, spunând și altora cât de bun este Domnul nostru, că El este pacea noastră. Și când, nu dacă, încerc să fiu realist, când vor veni vremuri mai grele, dacă suntem aproape de Hristos, Cel care va fi în noi ne va da biruința și când nu vom mai rezista aici, unde credeți? O să ne ducă acasă unde va fi bine, mult mai bine. Vă dorim în continuare un timp binecuvântat. Nu uitați să vă rugați pentru colegii noștri, pentru slujitorii lui Dumnezeu, fiecare în domeniul lui. Vă mulțumesc că ați fost cu noi în seara aceasta, un timp binecuvântat. Mulțumim. Și Dumnezeu să ne folosească și pentru binecuvântarea altora.